Mai mulți proprietari de câini de pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare îl acuză pe preotul paroh de la Catedrala Ortodoxă din zonă că le-au otrăvit patrupedele. Aceștia susțin că în nenumărate rânduri părintele i-ar fi amenințat să nu-și mai plimbe câinii în zona verde din fața lăcașului de cult. De partea cealaltă a baricadei, preotul se apără negând toate acuzațiile care îi se aduc. Sub protecția anonimatului, unul dintre proprietarii de câini a acceptat să stea de vorbă cu presa. Acesta susține că după ce a ieșit cu câinele la plimbare în parcul din fața bisericii, patrupedului i s-a făcut rău și a murit. Sâmbătă noaptea, toată noaptea mi-am vomitat. Duminică dimineața l-am dus la urgență la doctor și a fost otrăvit. A făcut hemoragie internă, edem pulmonar și s-a dus. Ce bănuiesc că s-a întâmplat? Ce a mâncat sau ce? O bucățică de cârnați, crembuș, nu știu ce era. Un alt proprietar de câini a trecut prin acea situație, dar a avut mai mult noroc. După ce și-a scos câinele la plimbare în lesă, patrupedul a ajuns de urgență la cabinetul veterinar. Aici avem radiografia lui Doki, un cățel din rasa Amstaff, care a venit ieri la cabinet. Se observă pe area pulmonară o congestie foarte puternică cu focare în care se vede lichid pe care noi suspicionăm ca fiind sânge, practic are microhemoragie în parenchimul pulmonar. Asta duce la dificultăți mari de respirație și practic este efectul, bănuim noi, a unor substanțe toxice, respectiv cumarinicele folosite pentru otrăvirea rozătoarelor. În toată această poveste, preotul se apără, susținând că acuzațiile care îi se aduc sunt nefondate. Eu iubesc animale. Nu-mi place că să duc cu ele pe acolo, dar dacă îi spui omului și nu înțelege ce vrea să lovesc în cap, nu pot. În rest, n-am ce vă spune altceva. Să înțeleg că le-ați spus oamenilor? Și doi câini și mai am încă unul ăla, să pare pe deci nu se pune probleme. Îmi pare rău că mi se pune așa ceva în cărca, dar ce s-a întâmplat ceva? Da, un domn susține că l-ați amenințat în urmă cu o lună, iar câinele dânsului în momentul de față este la urgență la un cabinet veterinar și un alt câine a decedat. Domnul ăla să vină în fața mea să spună că l-am amenințat eu. Proprietarii de câini au de gând să meargă mai departe. Aceștia au spus că zilele următoare vor depune o reclamație la poliție.